Da, vă nu vreau să faceți propunere pentru președintele ședință. Să schimbăm președintele ședință. Nu, domnul plenar, zic domnul plenar. Domnul plenar, propunerea domnului Gabădici. Da? Altă propunere? Sunteți de acord? Da. Să spun la urmă. Haideți, domnul președinte. Vă mulțumesc. Pentru trei luni. Atâta mulțumesc. Dispoziția numărul 132 din 24 mai 2017. Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local, Mănăstirea Crașin, județul Bacău, pentru data de 30 mai 2017. Primarul Comunei Mănăstirii Crașin, județul Bacău, având în vedere prevederea articolului 34, alineatul 5, din hotărârea Consiliului Local, numărul 29 din 27 iulie 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, Mănăstirea Crașin, județul Bacău. Adresa primită din partea Partidului Social Democrat, filiala Bacău, din care solicită spre validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Lucian, urmarea emisiei domnului consilier Ghețu Ionuț. Referatul numărul 2787 din 11 mai 2017 a domnului Apostol Gheorghe, din care solicită Consiliului Local Mănăstirea Crașin aprobarea planului urbanistic zonal pentru construirea locuință, anexă și împrejurii. Adresa numărul 420 din 04-05-2017, primită de la Ministerul Educației Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Prevederea articolului 858 și 865 din Codul Civil privind proprietate publică. Prevederea articolului 36, alineatul 5, litera D din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală. În temeiul prevederilor articolului 68 alineatul 1 și al articolului 115 alineatul 1, litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Crașin, județul Bacău, se convocă în ședința ordinară de data de 30 mai 2017 la sala de ședințe de la primărie începând cu ora 16, având ca proiect pe ordinea de zi următoare. 1. Alegerea președintelui de ședință. 2. Validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Lucian. 3. Aprobarea pe planului de urbanism zonal pentru construire de locuință anexă și împrejurirea pentru familia Repede Valeriu și Repede Angela din Comuna Mănăstirea Crașin, județul Bacău. 4. Aprobarea schimbării denumire în școala gimnazială numărul 1, Mănăstirea Crașin, în școala de gimnazială Regina Maria. 5. Aprobarea cotizației la patrimoniul adis pentru anul 2017. Actualizarea 6. Actualizarea domeniului public al Comunei Mănăstirea Crașin, județul Bacău. 7. Actualizarea domeniului privat al Comunei Mănăstirea Crașin, județul Bacău. 8. Aprobarea devizului general și principialelor indicatori tehnico-economici privind proiectul modernizarea drumurilor comune în Comuna Mănăstirea Crașin, județul Bacău. Ședința este publică. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă, abține, nu? Eu mă apun. Și vreau să-mi împotrivez la abținerea mea. Așa cum este în obișnuință, aproape toate ședințele Consiliului Local să facă niște puncte la legea la în ordinea de zi, care nu sunt atât de importante pentru
Sunt puse pe convocator câteva puncte care sunt vorba aceea, de trei urmele cele, în timp ce problemele esențiale în comune nu apar la nicio ședință de consiliu local. Mă așteptam, de exemplu, să fie problemă pe ordinea zi, probleme legate de închiderea proiectului cu apa din comună, cu consolidarea școlii, consolidarea dispensarului și așa mai departe. Deci probleme mai importante. Tot că s-au pus aici niște puncte, deci numai ca să fie pe hârtie, dar realitatea este că de ani de zile nu se vede nimic în comună asta. Absolut nimic. Nu ia de bază Consiliul Local. Domnul consilier, este să va discuta la diverse. Nu la diverse, domnule, că sunt la punctele de numai la diverse. Deci, ăsta este motivul pentru care nu mai țin. Am înțeles. Dumneavoastră, citați că nu le s-a trecut la... Deci, nu sunt obiective importante trecute în ședința... Am înțeles. Am luat apă. Haideți, dați drumul la ședință. Am luat apă. Deci, ce a spus dumneavoastră? Sau chiar tu, până acum, haideți, deci, care nu sunt să vorbesc. Vorbiți, deci, dacă se vorbește, dacă se ține ședința, o ținem exact cum spune regulamentul. Nu facem o obiectez la fiecare punct al tuturor, da? Deci, astea vreau să vă spun că sunt pe oricum, zic, puncte care nu sunt importante și nu sunt esențiale pentru comuna municipiului. Da, e spunerea mea. Nu, nu se ține cont de puterea locală, puterea Consiliului Local. Bine, da. Da. Asta este realitatea. Da. Haideți, dați până așa. Adică ne puneți, domnule, locul în gură și suntem aici ația consilieri. Mai trecut un an și vede că n-a făcut nimic primarul. Doamnă președinte, haideți să trecem, să intrăm în... că iar stăm până la 10 aici. Doamnă, pe voi trece. Validarea mandatului de consilier local al domnului Chelan Lucian. Da, da. Haideți, doamnă președinte. De autorizare, respectiv execuția lucrărilor de construire a unei astfel de investiții.
Prevederile cursului, regulamentului local de urbanism, propuse. Se propune ca suprafață de 786,78 m² să se introducă în intrabilan. Regimul de construire, parter, parter plus mansardă, parter plus un etaj plus mansardă, sau, deci, parter, funcțiuni predominante, zone de locuire și funcțiuni complementare, ocuparea terenului 16%, retragerea minimă față de alineament 10,72 m față de limita profilului drumului de serviciu de propus, retrageri minime față de limitele laterale, se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale ale parcelei conform codului civil, precum și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri, conform articolului 24 regulamentul de urbanism. Retrageri minime față de limitele posterioare, se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele posterioare ale parcelei conform codului civil, precum și distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu. În urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanistic, data de 23.03.2017, se avizează favorabil planul urbanistic general, zonal și regulamentul local de urbanism aferent acestuia, următoarele condiții. Respectarea prevederilor emise de avizele acordurile prevăzute de lege, cât și cele solicitate prin certificat de urbanism. Utilitățile necesare unei bune funcționări vor fi asigurate de către beneficiar sau investitor, beneficiarul are obligația de a prezenta la Secretariatul Comisiei Tehnice și Amenajarea Teritoriului și Urbanism, hotărârea Consiliului Local al Comunei pentru aprobarea documentației planului de urbanism zonal, pentru care s-a eliberat prezentul aviz. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementare anexată și avizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul cursului răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în planul de urbanism, care face obiectul prezentului aviz în conformitate cu articolul 63 alineatul 2 litera C din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării planului de urbanism. Semnează arhitect șef Cristina Ratovea. Da, el are mai multe studii pedologice, planificare, așa, studiu geotehnic, o documentație destul de complexă, așa și face. Dacă vreți, vă mai dau și alte detalii. Dar, fiind ele sunt strict tehnice, noi, atâta de dare, la mizul structurii de specialitate. Am dat seama că suntem noi în măsură să... Da. Nu v-aș putea gândi la o variantă, pentru că o să mai existe și alții care vor să mai construiască acolo, să prindem o suprafață mai mare înainte de un intrabilan, de un extrabilan, adică nu numai a persoana respectivă. Deci, nu mai sunt suprafeții pentru construcție. Da, la 10 ani se face actualizarea planului urbanism general acum. Așa. Deci noi am făcut PUG-ul în 2011. A fost avizul, ultimul aviz luat și pus în funcțiune. Asta însemna că în 2021 suprafața să mai mărească iarăși cu 5%. Cu 5% din total. La fiecare schimbare de plan urbanism se mărește exact. Și atunci eu am calculat toate zonele unde construirea, cele mai ceruri, ca să spunem așa. Da. Marcin? Da, eu vreau să două cuvinte. Aceea că este normal ca să supunem aprobării Consiliul Local această modificare a cursului. Și cred că nu este nimic care să împotrivă, deci fără tapologie, trecem la aprobare. Zic eu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 4. Aprobarea schimbării denumirii din școala gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin în școala gimnazială Regina Maria.
cu ideea de a denumi, de fapt, pentru că ea n-a fost denumită niciodată, până acum era școala gimnazială. Cine a venit? Cine a venit? Școala. Școala? Și domnul director. Și bineînțeles că a trecut în aprobarea Consiliului de administrație a școlii și a venit cu documentația asta în fața Consiliului Local. Spune numărul discuției în cadrul Consiliului de administrație al școlii noastre cu privire la propunerea de schimbare a denumirii din școala gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașinu, școala gimnazială Regina Maria, propunere votată și aprobată, vă înaintăm cererea prin care vă solicităm cu respect acceptarea acestei titulaturi. Având în vedere că pentru localitatea Mănăstirea Cașinu, Regina Maria este o personalitate marcantă la începutului de secolul 20, făcând referire în principal la perioada 1914-1916 din primul război mondial, când regina s-a aflat dese rânduri pe front dintre soldați sau spitalul de campanie îngrijit rănit, școala noastră s-a simțit onorată de dobândirea acestei denumiri, aducând de astfel un omagiu celei care, prin faptul ei, a oferit o adevărată lecție de patriotism. Da. Depus un memoriu argumentativ pentru asta. Și care leagă. Acum, cred că toată lumea știe de legătura dintre familia regală și primul război mondial, Mănăstirea Cașin în București, construită de familia regală. Așa că nu mai stăm ca să mai citesc, fac lectura. Propunerea este frumoasă. Vă rog, vă punem în discuție. Comentarii. Comentarii greu, frumoasă. Da, eu vreau să zic la fel două cuvinte, aceea că pentru Mănăstirea Cașin, Regina Maria a semnat un lucru foarte important, a semnat o piață mai multe deosebită, din ceea ce a făcut în timpul războiului, prin participările ei pe front, și prin puterea de exemplu pe care a dat-o în față, în timpul bătăliilor din războiul mondial, ocazii în care au pășit pașii ei au fost văzuți în Mănăstirea Cașin, iar în momentul când s-a construit acest monument al eroilor, una dintre crucele pe care Regina Maria a trebuit neapărat să o construiască, a fost a unui locutenent, scapul lui Lahun, și dacă se observă, dacă se știe, în cimitirul... Se va fi mai plecat. Așa. Îl chema. Da. În cimitirul nostru a eroilor, această afecțiune a Reginei Marii față de acest locutenent a fost marcată prin construirea unei cruci deosebit, mult mai mari decât a celor alți eroi. Deci, având în vedere faptul că, în poate spun, pașii Reginei Maria a străbătut ulițele satului nostru, aportul ei vis-a-vis de ajutorarea soldaților pe care au văzut și care au luptat cu vineagurile noastre, cred că este bine venit ca să le oferim această onoare, ca această școală să îi poartă numele și să ne amintească de aportul pe care l-a dat Regina Maria comunității noastre. Eu nu sunt de acord ca școala Mănăstirea Cașin să poarte numele Regina Maria. De școala gimnazială Regina Maria. Să vedem dacă o să vrei să vedem de acolo. Altcineva. Cine este pentru? Împotriva cine este? 1.5. Aprobarea capitației la patrimoniul adis pentru anul 2017. Asta cu adisul comunal de rândul, da. Se face confuzii, nu înțeleg. Avea un măcar de adis și nu avem niciuna de adis. Da. 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 Da.
vorba de 2500 de lei. Am citit-o pe asta, că e vorba de 2500 de lei, care din cotizare și-a fost cotizația ca și anul trecut. Da. Așa. Dar nu este hotărâre, nu? Este dată de anul trecut și nu a acceptat contractul, a zis, trebuie hotărâre de anul trecut. Anul ăsta, eu știu că am lungimii 800 de metri liniari. Pădăul Petroasa, o lungimii
lungime de 5.700 de metri liniar, râul Baba-Marița, lungime de 3.600 de metri liniar, râul Hamșul Mic, cu lungime de 10.400 de metri liniar, râul Ușilor 3.300 de metri liniar, râul Pietrei 600 de metri liniar, râul Răchiților 2.200 de metri liniar, râul Aieghet 1.400, Părâu Poienița 600, Părâu Bobii 1000 de metri liniar și... Mai sunt 700 de metri de liniar? Ca lungime, da. Sunt metri pătrați, la suprafață. Dacă nu știu că nu sunt pătrați, înseamnă câți metri, da? Lungimea din metri, nu metri. Și alte cursuri pe care eu le-am citit pe cele care au și denumiri populare, iar alte cursuri le-am luat după harta cadastrală, fiecare firicel de apă care afluentul cu părailor care le-am enumerat. Sunt încă vreo 50, dacă vreți vă le citesc ca și indicativ după tarlaș, parcele și metri pătrați, metri de viață. S-a înțeles despre ce este vorba, da. Bun. Chiar dacă îți mai linia, chiar dacă îți pătrați cu care să așa, să înțelegi. Da. Să aprofundăm ce s-au trecut acum, cere legea, dar da, atunci obligatorul el merg la pachet. Deci, pe odată ce ai scăzut de acolo, să modifici și una și cea mai. Da, asta este. Ceva cu care? Punctul 6 și 7? Întrebări? S-a trebuit la 7, am trebuit la 7. Astea s-au scos din... S-a modificat privatul prin scoatere și s-a modificat publicul prin introducere. Asta își cerează să fim informați. În ce mai constă domeniul privat acum este acasă vis-a-vis de scoaterea... În ce rămâne? Ce mai rămâne în domeniul privat? Deci s-au scos cursuri de apă. Pășuni... Pășuni, tufărișuri, curți construcții în zona fosta porcărie, iar islazurile toate, terenuri neproductive pe marginea râurilor sau a pălărilor, teren pășun, pături... Câte poziții rămân? Imediat vă spun. Deci aici, la terenuri, avem... Sunt, cum e terenul în spate de la sector, sunt terenul după luncă, în jur de 399 de poziții. Da. Și apoi, iată ce mai face parte din domeniul privat. Gard lemn, gard lemn la școala 2, gard metalic la școala 2, porți metalice, școala 2, grădiniță, gard lemn, primărie, gard lemn, primărie, porți metalice, cămenul cultural, gard plus porți metalice la stadion, gard porți plus vestiar, motocositoare, centrală telefonic, echipamente internet, ramă de zăpadă, toate generator, drujbă. Mașini de... Da, și mașina Volkswagen. Da. Și Dacia? Da, și ea e casată. Casată? Da. Mașina Volkswagen, autobuz, valoare... automobil, valoare 50.550. Autocompactor Renault, 934.000, valoare... Autobasculant, 457.000, bundă excavator 349.000. Ca și valoare de... Tot cu aprobarea cotă cu Consiliul Local, nu le poate bine primarul singur, nu-și bine și primarul. Acolo, da, trebuie să fie valoare, interiorul, loturi, da, mai sunt. Mai sunt loturi libere, mai sunt. Mai sunt două loturi libere. Acolo, Harușul, din asta, pentru postul, la sectorul post. La
La acțiune. Am luat. La punctul 6 și 7 opțiune. Mi se pare că trebuie să studiez legea să pot fi de acolo. Da. Da. Punctul 8. Aprobarea devizului general și a principiilor indicatorilor economici privind proiectul modernizarea drumurilor comunale în comuna Mănăstirea Cașa, în județul Bacău. Da, haideți să prezint eu. Pregătim documentația pentru semnarea contractului de finanțare. Luna asta am reușit și am ajuns și am făcut conformitatea cu agenția de finanțare de la Iraș, va fi Iraș. Și a rămas că o să fim chemați pentru semnarea contractului de finanțare. La... Pentru asta trebuie să pregătim un set de documente, printre care și aprobarea devizului general și principalul indicator tehnico-economice ai lucrării. Și avem un referat din partea doamnei Olaru, responsabil cu achiziții publice în cadrul primăriei. Vă rog să aprobați deviz general și principal indicator tehnico-economici pentru proiectul modernizare drumuri comunale în comuna Mănăstirea Cașe, județul Bacău. Devizul general, valoare totală a investiției 3.342.674 de lei, la care se adaugă TVA în valoare de 797.993 de lei. Deci 3.342.674 de lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 797.993 de lei. Peste 4 milioane, da? Peste 4.100.000. 41 milioane. Și? Ceva. La ce două se referă? Se referă la cele trei tronsoane de drum. La... Care se asfaltează? Care se asfaltează. E vorba de... Care e vorba de ulița Lărgăiești, la Tone, la Radu. De la Ponte. Da, da, nu la Ponte. E vorba de... ulița de aici, de la cimitir, din față de la Mocană, de la Bar, da? La ulița cimitirului, vine pe la Balocan, pe la domnul consilier Lazar. Era să mai ia apă, acum lui Ploaia. Am urcat pe o boară până la... aici, la... de bloc, aici, la bloc, în fața blocului. Iar cea de-a treia, tronsonul cel mai lung, are 1,5 km. E vorba de ulița la Fânărești, pe desubt, urcăm la Duhul în deal, și de acolo ieșim în stația la Dumbescu. Și când se începe lucrurile? Trebuie să semnăm contractul, după aia. Stabilim termenul. Ați dat ce s-a anunțat? Că se începe în vara asta? Dacă se face... Nu cred că se începe. Pentru că se face licitația, anul ăsta se face licitația. Mă gândeam că se răspund și de valuri și de acolo. După mă dat tot. Da. Noi, vă dați seama că noi ținem. Ținem cont de tot. De toate tronsoanele, da. Deci, eu am explicat. Secțiunea asta de finanțare a fost impusă de anumite criterii. Deci, nu, de exemplu, eu voiam, țineam să fie asfaltat, de exemplu, Părbulești, sau țineam să asfaltăm poțiunea asta de la Geana și de sub, ca să ieșim la Rupești. Însă, mi s-au dat anumite criterii, în sensul că drumul trebuie să lege un proiect european, gen Puntea de la Lopești. Am primit punctaj. Drumul trebuie să treacă pe lângă biserică, trebuie să treacă pe lângă un cimitir și așa mai departe. Deci, din cauza asta, ei n-au fost alese întâmplători, da? Astea erau condițiile de finanțare. Nu făcea așa, nu primeai finanțare. N-ai ce să comentezi. Și din cauza asta le-am făcut așa, le-am ales așa, da? Că vă dați seama că nu toată lumea vrea. Acum, n-ai cum să fie. Cine nu vrea să fie? Nu mă stai de jos, de aici am impresia că vreți să mergeți și pe marginea apei acolo. Trebuie dicul, nu trebuie un pic.
Păi acolo e drumul îngust, că te știu, e drumul din 2 metri acolo. Acolo trebuie să... Acolo e lucrare mare. E un lucru bun, oricum, da. Dar nu e bun pentru Haluș. Nu e bun deloc. De asta v-aș ruga și dacă îmi permiteți, vă las o zapistă aici și vă rog de tot sufletul să luați în considerație doleanța de cetățenilor de acolo. Deci drumul ăla este intravilar și mergem pe drum forestier. Nu se poate, e la misiune. În intravilar, nu este drum forestier. Vă rog să-l transferați de în lat. Faceți toate demersurile posibile. Am bat dura de vreo 3 luni. Tot spun. Când plouă e dezastru. S-a făcut bătoace mare. Când plouă e dezastru. Deci ce să mai intrezi? La gelul de acolo, la intersecție, aduce bărță. Da. Dar trebuie completat acolo. Deci, vă spuneam, tronsonul 1 are lungime de 1100 de metri liniar și tronsonul 2 are 1010 metri liniar, 1,57, lungime totală modernizată. Tronsonul 3 are 1598,99 metri liniar. Tronsonul de drumuri comunale, tronsonul 1 DS566, tronsonul 2 DS811, DS597, DS739, tronsonul 3 DS1212, DS1726. Lungimea este de 3,668 km. Tronsoanele sunt puse modernizări prin asfaltare și care se desfășoară pe teritoriul administrativ al comunei municipiului Cașa. Și e 20% din drumul comunal? Nu. Nu. Deci ai 3 km de 76. Da. Acum aș protesta și eu. Deci înțeleg că astăzi eliberăm, ca să zic așa, certificatul de naștere a acestor drumuri. A fost eliberat din alte. Deci, drumurile menționate sunt clasificate conform monitorului oficial. Primind inventarul domeniului public, aparțin de comuna Mănăstirea Cașin, local număr 20 din 1999 și hotărârea Consiliului Local număr 24 din 2008. Precum și anexa unui HCL 24-2008, a fost depusă la Prefectura Bacău și Consiliul Județean Bacău, unde s-a primit aviz de legalitate și conformitate. Această dată, tronsoanele de drumuri comunale, propuse pentru modernizare, se prezintă astfel. Lățime drum de la 4 la 6 metri, primii 20 de metri liniari din tronsoanele de drumuri comunale și ultimii 20 de metri liniari din tronsoanele de drumuri comunale, DS1726, la intersecția cu drumul județean de DG115, sunt prevăzut cu îmbrăcăminte de asfalt. Pe restul de lungime tronsoanele de drumuri comunale prezintă degradări specifice drumurilor pietruite, grob, făgaș și scurgerea apelor provenite din precipitații nu este asigurată datorită lipsei unui sistem de evacuare a apelor. În unele zone apar băltiri ale apei din precipitații, fenomen care se datorează la descriere ale proiectantului. Da, v-am dat valoarea totală, cam asta sunt. Păi, o să aveți situații, n-ați de tine să vă adăugeți cu 6 metri. Eu nu, eu spun de care e situația actuală, că sunt și porțiuni de 4, sunt porțiuni de 6, n-ai cum să te rog. Să-mi zice că nu aveți mai mult de 3 metri și mai așa 4. Și eu vă dau un exemplu, vă dau un exemplu din practică. Am ajuns cu lucrarea și ați văzut că acolo am lucrat, cetățenii comuni au fost foarte receptivi și eu n-am încetat niciun moment să le mulțumesc cu orice ocazie pentru chestiunea asta. Acolo unde am avut nevoie, chiar și de un metru, da? Am avut nevoie de un metru, oamenii și-au cedat și au acceptat situația, pentru că, în general, s-a făcut un lucru bun. Cel mai recent caz îl avem pe Părău Dulce, unde, dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în zonă, sper că acolo la domnul doctor Tabăcaru, dar vă aduceți acum nu mai recunoașteți. Deci mulți au cedat din suprafețe, familiei de Chilogaș, Vasile, Raimond Chilogaș, în fine, toată lumea de acolo, Nelu Moscovici, care au terenuri, au cedat oamenii ca să facă drumul și este o treabă destul de bună.
Domnul doctor, dar nu la aici, dar văd că și la bărlă. Da, în fine. Oamenii au înțeles și au înțeles că se face pentru ei, se face drumul, nu se face pentru altcineva. Și excepția unui sângar, o fondație, tot la... Nu, nu am avut înțelegere. S-a refăcut, s-a... Nu, deci ce să vă spun? Eu, ca și primar, sunt foarte mulțumit de reacția cetățenilor noștri. Pentru că constructorii, spuneam, doamne, am fost în alte părți, chiar am avut necasă. Da? Speram că... Deci, vis-a-vis de asta, nu spune nimeni că trebuie să ajungi cu ea autostradă sau să ajungi la 6 metri. Ar fi ideal să ajungi, dar dacă nu ai zis treci poțul casei omului, ca să treci tot cu drumul. Nu? Clar. Domnul primar, o altă problemă care, știu eu, nu am gândit-o asta eventual, nu vreau să o gândim. Noi nu mai sperăm că o să facem și canalizare, ci facem iar să facem asfaltul atunci. Nu vreți să ai la punctul ăsta? Da. Bine, dar zic, dar până la punctul ăsta mă refer. Vă spun așa. În momentul... Da, iar ce nu ne-a explicat chestiunea asta. În momentul în care trecem cu lucrarea, se prevăd bani pentru refacerea infrastructurii. Pentru că așa stăteam și până la calendele grecești și nu mai terminam și pierdeam și bani. Da. Dacă mai sunt... Da. După cum se știe, acest tip de lucrări, cel puțin până la ora asta, au venit foarte, foarte târziu. Dacă, de exemplu, ne comparăm cu celelalte comune, Cașin sau Vintelul Cunț sau Buciu, vedem că toate străzile sunt asfaltate. Să nu exagerăm, de ce în Cașin nu s-a asfaltat? La Cunț și la Buciu, toate străzile sunt asfaltate, domnul. Nu, în Cașin nu sunt, hai să recunoaște. Deci, la Cașin sunt foarte avansați. Haideți să nu ne comparăm. Dar de ce ne comparăm? Raportăm, păi, domnul Consilier, pentru că, pentru că, de exemplu, lucrarea noastră care a fost de 40 miliarde pe părul Dulce, unde s-au făcut 4 poduri și mai fac 2. Păi, cu banii respectivi, de exemplu, Bogdăneștiu și-a rezolvat 5 km de drum, da? Sau 7, sau 10, cât au avut ei. Raportați la 20 de km, îți vezi și-au rezolvat... Până unde sunt ce modernizare? Până aproape de ei. Încă nu ești de unde e în momentul ăsta. Cu 200 de metri mai sus de... La groapă, la șoacă. Domnul primar, în 13 ani de zile ați cheltuit 2000 de milioane. Ați venit dumneavoastră, n-ați pus o lingură de balast pe un drum. Ce balast, domnul? Dar ce eu am avut? Am avut 20 de miliarde. Trebuie să facem pe grea, unde au plecat. Cine este pe acea vizionare? Cine este pe acea vizionare? Asta vreau să spun. Vreau să spun că aceste lucrări au venit foarte, foarte târziu. E bine că au venit. Și dacă astăzi, să zicem că demarăm această lucrare, vrem și să noteze toată lumea, să vedem când avem aceste șosele asfaltate. Să vedem când. Pentru că nu avem niciun aparat. Ca ce am început și am făcut. Nu mai apucăm. Poftim? Nu mai apucăm noi. Păi da, nu mai apucăm. Uitați, domnule, dar... Da, domnule. Asta înseamnă bătaie de joc la adresa comunului din partea primarului, și-a făcut ce. Deci 2000 de miliarde, domnule, 13 ani nu s-a făcut nimic. Cu ce se face? Stai, domnule, ce e locul mai real la ce vreau să vă dați și domnul Consiliu. Nu? Adică ce trebuie să spui, domnule? Vreau să spun un lucru mai mult, mai expirat timpul, probabil. Dar ce era? Să-ți dai vreodată? Am făcut bine, expirat, am făcut bine. Am văzut că te-am văzut. Haideți să te luăm punctul 8 și după aceea la ajungem. Ce de asta? Dar nu să zici la punctul 8, dar în urmă ce... Dar e punctul 8, domnule, aici. Bani cheltuit la punctul 8. Deci, aici este vorba... Haideți să spuneți. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Golden, în seara zilei de 17 iunie 2017.
Am înțeles că vor să facă un concert de promovare și să invite anumiți artiști. Și noi mă rog, zic că e foarte bine. Dacă sunteți de acord cu chestiunea asta. Mare, toți sunt de acord. Da, și tot la diverse vreau să vă aduc la conștiință faptul că am luat legătura cu cabinetul de la din Onești și punem la cale o cale de atac pentru contractul de vânzare cumpărat pentru intrarea în domeniul public a orientificare a bunurilor care sunt acolo la cooperativa de consum. Vorba de terenuri și de clădiri care au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărat. Nu, aici. Da, birou. Dar comunicați-i care este stația judecată acestea? Deocamdată situația e destul de incertă. În sensul că noi, practic, nu sunt ale nimănui. Din punct de vedere juridic. Din punct de vedere juridic, contractul este anulat, după cum știți foarte bine și dumneavoastră. Da. Așa, terenul este al comunei. Terenul de sub clădiri este al comunei, pentru că ordinul prefectului din 98 a fost, de fapt, s-a dat în ordinul prefectului care a anulat celălalt luat, pentru care se treceau la federal cu terenurile și construcțiile. Și, clar, terenul a revenit comunei Mânăstirea Cașcă. Clădirea a fost oferită de cooperativa de consum Mânăstirea Cașcă. Da, nu plătește cu clădirea. Așa. Ce anume? Nu plătește. Nu plătește. Deci, bineînțeles că în urma contractului de vânzare cumpărare dintre SECE, SIMAR și Simior. Nu Simeon. 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 Și cooperativa de consum Onești. Ei s-au dus și au intabulat. Și au intabulat. Și au scris în cartea funciară imobile de acolo. Da? Noi le-am notat la... În 2006 le-am notat. Eu ce puțin nu înțeleg. Cum le-am scris în cartea? Dacă nu le-am... Le-am scris cu contractul de vânzare cumpărare atunci. Le-a scris imediat după ce au făcut contract. Aia s-a anulat, s-a notat în cartea funciară din contractul anulat, dar ei se scrie singurul alt pe care se scrie. În notarea ei, în scrierea cartea funciară. Acum noi încercăm să facem o revendicare artificială. O revendicare îi se spune, are denumire juridică specială, cum îi spune genelul. Deci, cu părerea mea, trebuie acțiune judecătorească. Exact. Trebuie acțiune judecătorească. Noi am încercat, dar n-am mai accesiune imobiliară artificială, se numește. Pentru că terenul aparține comunii, iar codul civil spune în felul următor. Clădirile care au fost construite pe terenul, pe un teren și că nu au neavând accept o proprietate, ce, exact cum a fost și cazul cooperativei de consum. Ea a construit, fără acceptul comunei, tacit, da? A luat amendă pentru asta la momentul respectiv, în 89-90. Așa. Iar legea spune că proprietarul terenului poate să ceară cu despăgubirea justă a celui care a construit, da? Foarte mare atenție aici, pentru că cel care a construit nu mai există. Nu mai există. Așa. Nici măcar federal copul nu există. A fost variat și el și s-a transformat. Dar Bogdan mai este personal? Nu, nici mai este. Dar nu sunt interesat. O să poată fi desprezentat. Cooperativul din Onești. Da. Deci toți. Oricum, domnul Coceangă a înțeles, am discutat exact pe suspensa respectivă, s-ar părea că avem toată șansă ca să ne intre în domeniul și pe terenul din fața dispensarului? Dacă am fost pot în prezentul domnului, domnule, 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 domnule,
terenul din față de ansamblu era 782 de metri pătrați, a fost ordinul prefectului din 96. Da? Era două. Dar e nu. Deocamdată ăla e un act, e el. Îi facem o ofertă doamnei Simion și îi spune și ne-l dea. Este și o altă soluție, după părerea mea. În baza legii 10, cu reivindicări, nu e adevărat, nu e ilegal. Deci și aici, cred că trebuie deschisă o acțiune de supraveghere. Cred că va fi foarte greu, dar eu am discutat și cu cei de la prefectură de care chestiunea asta, pentru că vă dați seama și la închisă vrea să poată. Se poate. Sunt multe care se poate. Prin hotărâri de legătura să iei. Deocamdată sunt... Dar acum au fost toate cu jertfa și de ce să nu recunoaște că și cu ajutorul puterii locale. La vremea de timp. Deci, concluzia. Am nevoie de avizul finanță, dacă pun în stat mai contract cu asistenții lucrurilor cu cabinetul Boceanu și să-i dăm o acțiune pentru... pentru... Aveți dat o acțiune? Câte 300 de lei? Da, eu spun, e de 6.000 de lei. 6.000 de lei? 6.000 de lei, da. 6.000 de lei, da? Da. Obligația de a face. Da.
Deci obligația de a face, până să înlibiască rugașul, pentru că a parții din statul și asta este fiecare ce să spune. Și a treia problemă. Cetățenii de pe Răuduce și așa sunt mulțumiți și sunt recunoscători pentru că se face drumul. Dar în activitatea asta de facere a acestui drum, deci când trec acele camioane, drumul este distrus. Și se ridică o cantitate imensă de praf. Asta am trăit și eu pe pielea mea. Deci când trece camionul, nu mai vezi nicotine. Nu mai vezi. Nu mai poți să speri lumea rufele, nu mai dar nu poți să respiri. Ca soluție, nu poate să-și aibă cel care face, prestatorul de servicii. Să pună o cisternă, ceva, o stropitoare la spate, cum se trece. Să treacă o dată, de două ori pe zi. Treacă o dată cu o cisternă de apă. Să stropească strada. Da, o să spune. Dumnezeu cu ploaia. Nu e vorba, că până la urmă Dumnezeu cu ploaia, Dumnezeu trebuie să treacă. Pentru că, efectiv, nu poți să respecte cu timpul camionului. Bun, am înțeles. Frumos, se strică, vine balastul, mai o să le facă până la urmă. Dar balastul ăsta este aranjat. Pentru sănătate. Absolut. Absolut. Da, am zis să iau legătura cu constructorul și o să-i spun. Deci cam asta să fie o soluție zi la îndemână. Tot ce stă în toată constructorul. Atât. Așa. Nelu Dumnezeu spune că el ar fi cel care vezi, Doamne, are grijă. Au crescut copaci acolo, te mănâncă mult chiar noaptea, dacă te duci noaptea acolo. La Iremia, dincolo, la Tanti Sitaru, șef, cât mâna mea de vioșă. Ieșesc de acolo. Șobolană, șoarici, până și vulbi s-a acioat acolo și a făcut pui bine mersi. Cine mai este profesorul? Cine? Asta vreau să vă spun. S-a dus băiatul Iremia, Maria, și a tăiat acolo lățat acolo, nu a dat și cu asta, că nu mai poate omul să stea în grădină, nu poate, dar nu poate să stea în casa lui, omul. Și a venit cu durate și a făcut un scandal și o panoramă, că îi dă foc, ce o să facă el, că el e stăpân acolo. Păi, domnule, ești stăpân, stăpânește. Să numai de curiozitate să trece, să vedeți și acolo. E dezastru. Nu se poate trăi așa în centrul comunului, la intrare în comun, la stradă, cu așa o nenorocire. E pădure. A crescut lăstăriș, unul lângă altul. Unul lângă altul. Așa, asta altceva. O altă nemulțumire a tuturor vecinilor mei de acolo. Nu știu cine sunt, trei, doi sau trei motocicliști, când ți-i lumea mai dragă, trece prin comună, până la centru sau să ducă în spital, nu știu unde, să ferească Dumnezeu să cadă un bătrân jos sau să iasă atunci de stradă. Cred că au peste 200 la oră. Ambalează și asta te scoală din morți. Și-a dus și întors. Am spus și la poliție treaba asta, că nu știu cine sunt. Dar cum adică aici, sat fără când? Intră cine vrea, iese cine vrea? Cum vine lucrul ăsta? Dar poate un om încurnat sau un copil sau asta. El trece, că îi trebuie lui. Am văzut și doi, am văzut și trei, am văzut și unul singur. Nu știu de unde vine. Dar vine, deranjează. Nu știu ce. Așa, altceva. Soțul meu, în februarie, a lăsat la domnul vice o cerere pentru amenajarea cât de cât a drumului pentru dealul stânul. Nu sunt singura. Printre care mă numesc și eu și în număr, dar nu sunt singura. Sunt peste 10 familii care au nevoie de acces la dealul stânul. Era accesul pe la Lupești, domnul de la Cașin a închis, a intrat și în teritoriul mănăstirii, nicio problemă. Am trecut pe acolo și a spus, a venit domnul primar și a zis că nu, nicio problemă, să fac drumul. Exact, că nici cu piciorul nu poți să treci, dar nici cu căruță. Nu a intrat, noi avem cadastrat acolo, adică nu a intrat. Tu nu știu, spune mie. Nu la acolo, aici. Deci vă arată la fața locului, adică nu e. Eu de copil mă duceam la odaie și izvorul era în afară. Acum izvorul era ei. Am înțeles, da. Proprietate, proprietate. Nu putem să... Nu plătești nimic în părere. Nu cuvinte, asta este. Trebuie să ne vedem. Mă duc să-și fac o
oricum acolo, asta e acolo și atunci ce ați făcut? Nu am făcut ceva, nu am făcut ceva. Ce ai dat? Dincolo de pe care faptul l-ai rădat. E izvorul ăla și după aia poți să fac pe mereu. Deci îl faci azi, mâine, zi, îl faci o țeapă și... Nu există un scoate, cum? Faci un potet. E răstorit, nu știu dacă, nu știu dacă reușiți. Eu mă să-l faci într-un minut acum. Ați făcut cum ați făcut foarte bine pe un urc la animale. Așa, faptul că urcă și coboar s-a făcut în trepte, parcă să fie califerat. Mai urcă și acolo, nici cu căruța. Dar să mai urcă cu mașină. O să ajungem acolo și o să vedem exact. Altceva. Era 17 mai. Vacile de la Lăchești, în teritoriu fără nicio problemă, și pe teritoriul lui Ciobanu, și pe teritoriul lui Burcă, și la Farca, și de-a Valdă. L-am sunat pe domnul Vici. A zis că nu răspunde dumnealui, că răspunde generalul de-a și cu domnul Cătălin. L-am sunat și domnul Cătălin. Nu, domnule, asta nu-i comună fără câini. Cum se cheamă, fără stăpâni? N-am înțeles. Eu sunt de acord, domnule, ne tolerăm că suntem oameni, dar nu chiar așa ne bate în joc. Nu, dar n-am înțeles. Unii erau, ce ani? Erau, erau pe teritoriul meu. Dar nu vacile de la Lumea. Vacile de la Cașina, Brebe. Domnul știe cine e stăpânul vacilor. Nu mă interesează. Nu dumneavoastră, dar știți de cine-i vorba. Așa. L-am sunat pe domnul Cătălin. Domnul Cătălin, păi nu i-am dat izlatul la persoană fizică, nu știu ce. Spune, cui să mă plâng? Că era la mine în teritoriu. Iar un gardul... Era la mine a proprietatea. Da, da, da. Așa, așa. Așa. La poliție. Păi, cui să mă plâng? Eu am sunat la primărie să văd ce să fac, ce atitudine să iau. Și atitudinea, când am găsit cu domnul Dima, a zis că am era știți la comunii noastre, unde faci bine, trebuia să veniți la noi, făceați de tine, domnul mi-a dărăgat proprietate, erau știți la... Am să fac și de tine, pentru că nu am primit nicio rezoluție. Nu știu. Pentru drumul de austere. Domnul Vici știe că a lăsat cereri de la el, soțul meu în februarie. Bine, dar am luat. Eu v-am spus, noi dacă am plecat, noi numai cu piciorul la cașe, nu mai vine nici noi persoană fizică, nu mai răspunde animale. Dar chiar e bătaie de joc. Oile de la Curița, caprele de la Curița, toate pe de-a mâine, ca cum era eu. Miere și albine. Dar e posibil așa ceva? Da. Nu mai spun pe Cărăușului. Sunt atâția oameni care au teritorii în partea cealaltă, nu se poate trece nici cu piciorul, ia să mai treacă omul cu căruța. Valea plângerii. Da, mai aveți? Nu, mulțumesc. Da, am eu două probleme. O problemă e referitor la torentul ăla din spate de la linii de la Tapalac, la Neagelul Urțică. Inundă gospodăria tante Tapalac, care era singură, cum ai mort soțul. Și ne-a rugat să mai adâncim cumva. La ce stau Tapalac? Da. Am fost acolo. Ați fost. După ce am vorbit cu... Nu știu, dar nu am fost acolo. Da, mai de a începe lucrurile de la pod. Sau în ziua când să începe lucrurile de la pod, atunci am fost. M-a sunat după aia. Și ați fost acolo? Am fost acolo, să lucra acolo. Și ce se întâmplă? Deci torentul ăla, da, torentul ăla dă afară și nu dă gospodărie. Vine, zice că până în spatele casă. Nu ne-a arătat, am acolo o sărăție. Dar în fine, merge până acolo și vedem. Da, referitor la pășuri, dacă tot am vorbit de pășuri. Asociația pădurilor și-a luat angajamentul când au luat pășurile de aici să facă drumuri, să facă adăpături, să parceleze zona ca omul să știe unde trebuie să-și curățească, să-și curățe pășurile. Nu s-a respectat nimic din tot, din tot ce s-a prevăzut în contract. Mai mult decât atât de asta, s-au luat niște bani, am înțeles, de la Abia, într-un răstim de vreo câțiva ani, vreo 10 ani. Nu s-a reușit să facă nimic, a trebuit să iau un tirat. S-a făcut niște drumuri în anii anterior. Și drumurile alea s-au făcut și le-am stricat, nu trebuiau menținute, eu știu. Așa, ce eu? Propriu. Da. Propunem să se refacă drumurile, animalele se poate ajunge în siguranță și de la pășunii și la pășunii,
s-a întâmplat anul trecut, care a fost împărmălit în vaca lui domnul Andea, să mai construiască adăpători și să se parceleze zona ca omul să știe de unde o să ajungă să-și curățe zona. Bine, asta e treaba noastră. Am un adaos mai arătat în benefic. S-a făcut un lucru la mine la Odaia acolo. S-a făcut cum s-a făcut, nu pot să spun nimic. În schimb, a avut grijă și a scris, l-a făcut în primăvara asta și a scris, s-a semnat și a scris 2015. Cred că ne-am întors o lăbuie, cu duiect. Dar când s-a făcut asta? Acum, în primăvara. Și a avut grijă cine l-a făcut, să-și scrie numele, să scrie 2015. În 2015, era mai de capul lui. Au luat o grămadă de bani. De 10 ani au bani pe pășunul nostru și nu au făcut nimic. Da, păi am făcut o cerere în sensul ăsta să ne prezint un raport despre ce, despre ce au făcut cu banii. Cine trebuie să ne zlatul? Păi știu că, știu că primăvara să fac niște lucrări de menținere, de întreținere, de tratare cu grășunite, cu ceva. Nu rog, mai sunt capul, nu mai mănâncă ăstărișul și nu mai fac. Nu și nu știi. Trebuie pe acela. Nu știi, da, exact. Îți dau o schemă sterilizată de aia și ăsta e că am așa străit. Domnul consilier Ciobotă, aveți cuvântul. Domnul consilier, mă adresez dumneavoastră. Noi reprezentăm puterea locală în comun, în spate, legislativ. În spate avem fiecare câte 200-300 de cetățeni. Cetățeni care ne-au trimis aici și trebuie să-i respectăm. Trebuie să rezolvăm problemele fiecăruia. Și ca atare, vă rog frumos, facem cum putem, pentru că nu găsim înțelegere din partea domnului primar. Îmi pare rău să vă zic, domnule primar, am de acum un an de zile de acum, de când sunt consilier, niciodată nu s-a ținut cont de problemele consilierului. Domnule, 3 din 8 puncte de convocator, azi fie la domnul Zdăvărdici, mâine la domnul Moraru, la domnul Chelau și așa mai departe. Fiecare avem problemele noastre. Nu putem decât la diverse. Ce înseamnă diverse? Asta este o aburea diversă. Nu rămâne scris în hârtie diversele astea. Încă n-ați reușit să învățați. Păi nu, nu e adevărat. Legea 215. Citiți-o la atribuțiile Consiliului Local și atribuțiile Consiliului și vedeți... Aveți o variație, domnule. Domnule, țineți cont și de ce obligație. Da, dar să știți că ați ce obligație. Și după aia discutăm, da? Bine, domnule. Bine. Deci mulțumesc pentru... Aveți comună, domnule. De trei, de vreo trei luni tot zic un lucru. Și pentru bine comun, nu pentru mine, în special. A fost vorba, domn secretar, că vom invita la ședință șeful poliției locale și șeful de ocol. Sunt probleme diverse, foarte multe de rezolvat. Și cu șeful de ocol și cu șeful de poliție. Păi era pentru că sunt sesizări a cetățenilor care din primăvară, în luna februarie, sunt făcute nu s-a luat cu privire că marcă pășunea cetățenilor, marcă pădurea, adică nu marcă, bornează. Bornează ilegal. Până borne și pe stâlp și pe orice bornă silvică. Nu se poate așa ceva. Și pe bornă. Păi, spuneți că se face delimitarea abuzivă. Delimitarea abuzivă, total abuzivă, mergem pe halul Ciuvotaru, mergem oriunde. Nu numai acolo, oriunde. Inclusiv la proprietățile noastre. Au venit și au bornat în curte. Ce este?
Păi cum vine treaba asta? Nu le mai să stăm la potă? Unii? În curte, dar unii spuneți că au venit. În curte n-am venit, au venit și un bolnav, păi ce Dumnezeu? Au un pază, au un părțit în parcele, ce-i cu roșu, e o anumită... Au modificat parcul, au modificat votarea. Deci, borna asta cu două luni și roșu și una albă, cum ești, cum se cheamă, cu numărul... Aia, așa, 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 era în fața lui Caraman, într-un fal acolo gros. A luat-o și eu în curte cu domnul Întuneric. Le-am spus, băi, fraților, nu se poate așa ceva. Întâmplarea face că era și ăștia la tangenta de... făceau un cadastru acolo. Și le-am spus, domnul, zic, aici este terenul cetățeanului. Ce caută bornă aici? Zic, tu din ele și pune tot dincolo. Acolo a fost. Când a venit cu alte probleme cei de la tangență, mi-a zis, domnul, doar ați avut perfectă dreptate. Aici, acolo e bornă. Deci oamenii au documentația. Deci astea ar fi problemele. Deci, sunt cetățeni care la bornar au pus fipruni bornă. Au pus pe nuci, au pus pe, asta, în pășuri. Ei nu se poate așa ceva, domnule. Am înțeles. Să facem adresă către acolo, să fie existențe. Iar, da, în cazul concret aveți... Păi, de exemplu, la Apostol Vasile, are cinci care acolo, e o bornată acolo. Și are cerere aici, din februar. Mai la deal, mai sunt o câțiva, nu fine, statul nu vreau. Dar sunt nemulțumit total de mulți, mulți cetățeni cu treaba asta. Și peste tot, nu numai în halul, peste tot au abuziv, au bornat după bunul plac al lor. Nu se poate. Păi să-mi treacă mie proprietatea în domeniul lor. Cum vine treaba asta? Nu se poate tot ce este. Eu ce să spun, de experiență l-am văzut și eu, când adevăr au avut tendința... De aici la vale, ia vedeți, bornele pe marginea drumului județeanul ăsta, 15, până la colțul pădurii, le vedeți pe stâlpării. Ei interesează din bornele lor, care se pun... Păi da, în momentul când a pus borna, nu-i aparține lui la teritoriu. Noi, comuna, noi avem intabulat la cartea funciară și n-are ce să facă la angajamentul. Dar e vorba de... Păi la marginea fără să știu la carte. Asta putea fi un abuz. E un abuz. E o turnare de procesie sau o turnare de proprietate. Adică e în țara asta, nu e ca aici. Da. Și vă spuneam că am constatat de-a lungul timpului că, într-adevăr, s-au mai făcut unele chestiuni de genul ăsta. Am avut un caz undeva pe care veni și unde, într-adevăr, s-a bătut serios de la vechiul amenajament, au mers acolo, s-au cunoscut și au recunoscut și ei. Da, domnule, am greșit, s-a șters parcajul și s-a dus. Domnul nu s-a sesizat, rămânea ca ei? Da, rămânea ca ei. Domnule, de 3 ani așa, ce mai am? Nu, de 3 ani, pentru că ei acum sunt în pregătire. Nu, dar zic, dacă treci un an, doi, urmă, prinde să se cunoaște. Cum a fost dat în opțeaua vechi, se cunoaște noi. Și vechi, care nu e bonul ăsta iarăși. Am înțeles. Care nu e iarăși. Am fost iarăși. Vin cu pensurile repede și când intra spun. Vine, sari gardul, pune ștampila. Nu se poate așa. Da, vezi că nu ești acasă, pac! Se poate verifica. Păi dacă prind acolo, bag pensul pe gât. Să fie treaba clară. Da. I-am spus odată, i-am spus de două ori, dacă nu înțelege, fii sănătos. A trecut un an. V-am mai adus aminte anterior cu o problemă. Vreau să mă simt și eu bine să am un buzunar cu legitimație de consilier. Nu, da. N-ați dat. Nu vreți dumneavoastră să spuneți. E mis așa ceva. Păi nu știu, la mine n-a vrut niciuna, nu m-a chemat nimeni. Da, legitimație consilier. Fiecare are dreptul să aibă un buzunar așa ceva. Așa cum aveți dumneavoastră să legitimați în primar, și asta nu am dumneavoastră. E rău dacă nu aveți. V-am mai rugat să afișați, să facem un comun de acord cu toți consilierii un grafic cu audiențele fiecărui consilier. Da, asta e treaba la secretar. Domnul secretar, luați aminte. Revin cu, mă scuzați, domnul. Da. Nu faceți chestiuni de asta, nu trebuie să le fac eu. În primul rând, nu există legație de subordonare între consilier și primar sau invers, da? Să fie clar de aia. Deci, dumneavoastră vă faceți treaba conform legii, eu îmi fac treaba conform legii. Nu există. Secretarul și secretarul Consiliului Local.
Dar e ilegal, adică e conform. Și asta spun. Și asta spun. Ce este ilegal, să fac ce conform legii. Dar nu respire factorul. Aveam aici la părul prinsă ce s-a discutat problema, dar nu se respectă tonajul, sub nicio formă. Și vă rog, domnul consilier și dumneavoastră, domnul primar, haideți să facem ca și la cașă, domnul. Să punem restricții de tonaj, domnul. Pe drumul județean 115, mai o chemare. Noi nu putem să punem. Păi, dar se poate tot. Nu, nu, nu. Păi, dar trece. Păi, dar trece. Nu, la cașă unde au pus restricții de tonaj. Ia vedeți la podul curții care... Deci e 115 sau pe drumul comunal? E drumul comunal. Da, aia e altceva. Ala e proprietatea comunii. Dar DJ-ul nu e proprietatea comunii. Proprietatea Consiliului Județean Bacău. Nu ne doare mâna să scriem asta două. Asta e altceva, dar nu mai supune restricții. Că dacă mai trec pirul ăsta, de ce nu poți să nu noi. E că așa o să nu noi. Consiliul Județean. Da? Păi, dar nu reprezentați puterea comunii și nu puteți să faceți dumneavoastră de mers? De făcut demersuri pentru Consiliul Județean e una, dacă să impunem noi restricții, ia. Nu, noi impunem cu adresă, zi de zi, până când vin să pună semne de circulație. Că dacă nu fac altceva, o să anunț cântarul, să-l vină pe așa pe drum, îi taxeze. Azi, așa, mâine așa. E mai bine. Păi ce să fac? Ce nu ce păi, e bine cu cântarul. Păi cum menținem atunci drumul? E și mai simplu. Mai nu cineva să-i facă drumul ăsta? Niciodată. Pentru că, vis-a-vis de stația de televiziune, de câte ori trec ăștia supra, încărcați și ca tonaj și ca înălțime, rupe la fire de nu se poate. Urcați mai sus. Asta am vrut să spun, că asta este soluție, nu că mai scau. Faceți transmisii wireless. A, nu știu să spun. Vorbiți... Nu, să vă faceți treaba. V-am rugat și vă... Să facem demersurile astea, v-am lăsat astăzi hârtie pentru drumul ăsta de acces la Haloș. Să trecem din patrimoniul acolo în subordine. Deci, am fost luna asta, am fost la direcția Silvic și am făcut o discuție cu ambii directori vis-a-vis de drumurile astea. Și a rămas chiar... S-au dus și la, au chemat și compartimentele de resort. Chestiunea se miște foarte greu la guvern, dar directorul le-a spus clar să se ocupe și să ne treacă, nu numai drumul ăsta, și celelalte drumuri să pună să ne treacă, să se facă transfer de la... Păi dacă îl spate în 2022? De la stat la comunitate. Dar nici cu căruța nu poți merge, să dea la asta. Deci, mai mult de atâta, vedeți, doar numai să mă duc acolo să mă pun mai chestia asta. Nu ce trebuie să zicem în fața prefecturii? Da, mă, eu propunere și asta. Eu v-am spus ce am făcut. Mai aveam drumul din țigare aici, aici de grijare. Asta mai are, la prima viitură, se rupe până în lucrare. Da, e aceeași problemă din cazul. Da, mai aveți ceva? Mai am ceva. Un lucru sincer. Nu vreau să fiu răutăcios, domnule primar, dar să știți un singur. Da, asta de ce nu mi-ați adus în original, domnul consilier? Pentru că... Cum îi folosește, da? Da, că dar legal. În original, nu l-am punit așa. Nu, domnule, asta o am. Am lui valabil. În original, nu l-am punit. Eu o să vă spun, fac o adresă, vă trimit înapoi să trimiteți originalul. Nu am să fac copiii după semnătă. Da? Așa cum mi-ați făcut pe asta, mi-ați trimis în original, vă rog. Dar de ce în original? Dar nu-i tot... Dar îți scriu aici, conform cu originalul și semnez. Nu. Dar ce e tot? Așa am fine, hai. Ce doare? Ne jucăm de hârtie. Dar nu ne jucăm de hârtie, dar copiatorul lor n-am pus să zic, că l-am copiat cu originalul. Și Dumnezeu. Dar nu ne-i văd la mașină. L-ai dat înainte. Da, sau, cum spun dormele, o autentificat, dar notat și nu aduce să autentificat. Păi că conform cu originalul nu m-a notat. Nu. Nu aduce să autentificat. Nu m-a potit de asta, domn primar. Nu, domnule, potit. Potit e la dumneavoastră. Dar poate e în altă parte din orice. Originalul poate e în altă parte. Dar nu mă interesează dacă v-a semnat omul, cum vă folosiți din o hârtie, două, sensă. În șapte locuri, mă duc până în
îți rezolvă treaba. Care treaba, domnule? Aia cu drumul, care dar ce-i lucramatele la viața mea? Dar de ce, domnul? Nu, te întreb așa, ai fost cumva femeie de servici sau nu știi ce înseamnă hârtie? Dar de ce, când depui o hârtie, o depui ca lumea, ce Dumnezeu, nu? Păi cum e ca lumea? Dă-ne, da. Pui o hârtie în original, da? Și semnătorul îmi pui în copii, da? Da, și ce? Cu ce mă împori? Nu, domnule, cu ce mă împori către treaba asta? Puneți și faceți lucrurile ca lumea așa, dar ce mă împori către treaba asta, că e în copii? Dă-ne, eu o să dau la juridic și juridicul vă va spune exact care e treaba, da? Da, juridicul vă spune. Da, bun. Aici comunica asta, în spatele clădirii la domnul Belor. Lăgustocul dumneavoastră, cine locuiește acolo? Cum? Păi, nu știu, vă întreb, nu știu. Spatele școlii? Spatele grădinii lui domnul Belu acolo. Domnul Cean. A făcut gardul ăla mai are leac și ajunge în mijloc cu drumul. N-ați băgat seama acolo, n-ați spus, n-ați plăsat o bună asta. Da, e ce? Cine a fost? Da, dumneavoastră nu știți cine locuiește acolo. Nu știu cine este, da? A spune, mai a trebuit pe acolo. A trebuit pe acolo să văd. Da, Bordeianu, spuneți? Păi cred că acolo, nu? Nu, dar ei gardul de urmă făcut. Nu cred că. Păi, temerea asta, nu? Ieși până în drum. Dar nu s-a poate ea spune că ești în drum? Păi da. Așa era gardul. Eee, pe boală. Așa era gardul. Hai, doamne, las-o, las-o de gardul. Doamne. Nu puteți să întrebi dacă are cu totul de fost? Hai, zic, văd, dar... Mă uit pe cadastru, pentru că are cadastru omul și atunci fac verificările. Păi ia să cer o de cadastru și să vedem ce se întâmplă. La ciulie, nu la ciulie? Nu, nu, e doar... A mai deschis o dată în ședință de la trezare. Domnul Pătăi, el o dă pătit așa, știi? Nu știu, hai, dar nu ți-am părtă ea, nu știu. Ce? N-ați părbat, ați spart pești niciodată? Nu, n-am părbat. Nu i-ați mă sărbat niciodată. Hai, hai, să vezi ce părbat să fie acolo. Da, fiți că mare cadastru, verificăm după cadastru. Am mai făcut o afirmație de genul ăsta cu câteva ședințe. Urmă și Rinu s-a dat ședința și genul de eu s-a supărat pe mine. S-a supărat, asta e treaba, n-am ce-i face. Dar nu s-a făcut nimic, dar... Acolo chiar o trasă, două mașini... A intrat o metru și a fost acolo. La ce mi-i spune? La genul Gelilor, acolo, acolo s-a făcut. La Niculăniță. Da, doamne, dar v-am spus, acolo a fost amendat, omul s-a dus în instanță. Bine, știți ce se întâmplă? Nici noi nu putem depăși avem puțin. Atâta timp cât el a dacă domnul public, vă primar. Dacă domnul public, ce dată într-un domnul Ciubotară, vă dar nu înțelegi că începând de la moara de la Nereu și până în fundul alușului drumul ăla forestier, chiar nu vrei să înțelegi. Păi, intrat la forestier în 2017, domnul. Păi, eu ce nu v-am pur atunci? Băi, domnule, dar dacă matarea e o proprietate și ai un act, eu nu pot să demonstrez că e eu și nu i-am matare. Chiar nu vreau să înțelegi. Doamne, dacă se ducea alături acolo, duc în drumul public acolo. Deci, din punct de vedere, din toate punctele de vedere îți dau dreptate. Dar când e vorba de legalitate și de un act, nu am ce să fac, nu-mi place, dar asta este. Na, ce să mă duc să-i dau în cap, iau în cap. Da. Domnul Chela. S-a rezolvat în spate. Vreau să-și dau un răspuns cu domnul Melor. Deci poate introduce pe ordinea de zi tot ce anume la toți consilieri. Trebuie să avem aprobarea consilierilor și facem inițiative și facem... Hotărât cu consilierul oricând. De asta, în asta ați început toate, pot să pun pe ordinea de zi. Se pot face. Orice inițiativă e primită și noi cu drag o votăm. Păi e foarte bine dacă așa, atunci e și așa la ordinea de zi, este foarte suplă, ca să zic. Am stat cu ochii pe ceas și am văzut că singura ședință, din când știu eu ședințe, asta a fost ce am spus. Ca urmare a faptului că toate proiectele, toate proiectele care au fost făcute de ordinea de zi sunt de... așa, de trei sute de trei. În loc să pună pe ordinea de zi, proiectele esențiale, v-am spus. Gardul la școală, gardul la dezmesar. Asta nu îl poate discuta fără să ai... Ce să ai, domnule? Cu ce, domnule? Deci să fiți așa cu ce le faci, că le faci cu cuii sau cu sfârșit. Facem o secundă dată ședință pe lună și se întâlnesc problemele din acestea cu
Toate sunt importante. Nu sunt toate importante. Una este apa, una este apa care trebuie să facem loc. Toate sunt importante. Și a doua oară, acolo la cimitirul acesta e tot proprietatea la operație. Ăla văd că nu mai funcționează. Ce se întâmplă? Nu se demorează. Așa. S-a închis acolo? La dimine? Nu, mai foarte mult. Dacă ei nu mai funcționează, s-ar putea face tot ce. Să cară bun mai acolo. Nu, s-ar putea face ceva. Aș vrea să, acum chiar s-ar putea face o capelă, eu mă gândesc pentru viitor, că nu se va poate să-i morți acasă, o să trebuia să ținut undeva. Ca poziție? Și ca poziție ar fi ideal de făcut acolo. Deci dacă nu e să... S-ar ridica problema asta și a notat, poate că să o construiască acolo un capelă, ceva. Dar și un teren, nu e chiar pe seapă, e chiar și aici. Doar prima dată, dacă îmi permiteți, un punct mic. Dar nu vreau să se termină. Da, vă rog, vă rog. Credeam că se termină. Nu am terminat. Am intrat acolo în școala vieții la București. Chiar în spate, o să iau mic. Aia, eu cred că avem la urmă. Da, dar adică, la biserică, la biserică, la biserică, la biserică, la biserică, la biserică, la nu-i posibil, nu-i măcar să dați la cineva să posească, iar mai bună. Dacă vreați și aia. Am să o dau pe Facebook. Da, pe aia ceva nu știu. Da, domnule, de aia. Da, ceva nu mai plăcit. Atâta. Plecați la plecat. Nu, mă întorc pe mine. De ce? Hai să ne mai așa. Voiam să vă spun o chestie. Dacă nu legat cu demisia, să dau demisia iarăși. Nu, cu demisia, nu se spate. Urmează, dar nu. Da, nu. În legătură cu parcele astea la scutar. Așa. În contract scrie acolo că aveți obligația să-mi faceți burul. La intrare. Vreau să fac ceva acolo. A uitat. Da. A uitat primarul care a semnat contract. Păi, aveți contract la scutar? Păi da. Înseamnă că trebuie anulat. Dar de ce? Păi trebuia să faceți ceva, să faceți o investiție. Păi nu, că nu mi-a spus nici curent, poți scrie acolo. Nu, 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 nu așa, dar aveți obligația să faceți burul de acces. Depozit-o cere, da. Da, de cum tot ce ai aici, în original sau în copii? În copii, dacă vrei. Domnul Chiarabu. Tot în copii, mă. Da, dar am terminat. Domnul Consiliu, trebuie să aveți cuvântul. Domnule, dacă toți sunt în comisia asta juridică, aș vrea să notați, domnul vice, că văd că prima dată la copii de fugiții, ca în momentul când vine domnul jurist la Unești și se va ocupa de problema dispensarului vechi și terenul de acolo, să mă vă convocați și venim, pentru că am probabil și eu ceva de spus acolo. Înțeles. Înțeles? Situația este jalnică și trăiază de multe vreme. Acolo nici Maria Simion și nici cooperativa de la Unești nu are niciun fel de proprietate acolo. Aia trebuie, suprafeția aia, că ții clădirea, mândouă și dispensarul, când e dispensarul este. Mândouă clădirea trebuie să fie ale comunii. Cei dinaintea dumneavoastră au schimbat, documentație. A făcut. Ce sunt mai bine? A făcut. S-a înțeles. A făcut o greșeală, domnul. Greșeală. Da. Unde-i căștunare și greșeală. Domnule, haideți să mai spun ceva. Într-o ședință anterioară, domnul secretar, noi am luat aici, în comun, o hotărâre prin care am cerut ca la fiecare ședință să ni se pună la dispoziție extrasul de cont la trezorerie. În felul acesta, noi vom putea ști exact ce cheltuie s-a făcut în luna anterioară de către primăria lui Străcaș. Nu văd, domnule secretar. Nu văd, domnule aici. Nu văd, domnule. Nu este o hotărâre așa ceva. Poftim? Nu este domnule. Ia, domnule, și vezi cum adică mine. Nu este. Nu este hotărâre. A fost o propunere de noastră. A fost hotărâre, domnule, toată lumea. Nu a fost, domnule, nicio hotărâre. A fost, domnule, domnilor, ați votat sau nu votat? Nu vă vreau să nu știu. Nu, deci. Dar acum nu este. Haideți să facem să fie. Nu sunteți de acord. Domnule, încă o dată vă spun. A fost hotărâre aprobată, aprobată. Dar cum este? Sunteți de acord să o facem? Dar să nu mai există tot timpul conflict. Nu este, facem. Asta e soluția. Păi nu, dacă nu este și nu va mai fi, trebuie să... Păi ideea este să o facem. Deci să nu mai întrebăm conflict permanent. Nu e hotărâre. Ce vreau că a făcut propunerea? A fost să scrii ordinea de zi.
Nu, a fost propunere, a fost propunere votată în Consiliu. A cerut o propunere de hotărâre. Nu, nu, n-a scos la legea, a scos la legea. Întrebați toți consilierii și au votat chestia asta. Deci toți consilierii au votat și au fost de acord ca înaintea fiecărei ședințe. Domnul Genașeu, păi vedeți? A făcut o propunere. Da. Dar face da, exact cum a făcut propunerea domnul Șbotaru, să facă drumul, să așa, așa, n-a fost tot, deci, n-a fost tot, deci, a fost tot, deci, a fost tot, a fost tot, deci, a fost tot, deci, a fost tot, a fost tot, deci, 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 cu a fost propunerea mea și a fost votată de toți consilierii. Domnul inginer, da. Tot ce a vorbit dumneavoastră, tot ce a vorbit domnul Mipu, domnul Ciubotaru, doamna da. Vorbit tot, este consemnat în registrat. Este și consemnat în procesul de da. Vară. De la asta, până la adoptarea unei hotărâri, o hotărâre trebuie pusă pe ordine, proiect de hotărâre, pe ordine. A fost votată, omul nu înțelege, nu unește. A fost votată, nu a fost bine, atunci o repropun acum și data viitoare. Vede, trebuie să un proiect de hotărâre trebuie o trebuie din statul. De ce o propun să citească legea și să vadă că acolo scrie. Asta nu mi-a știut legea, nu numai dumneata o știi. Deci n-am spus că nu știi, am spus că poți să mai citești. Nu este cazul să nu faci reproșul ăsta, pentru că am citit un om. Deci, încă propun în ședință, propun în această ședință ca, înainte de fiecare ședință în Consiliul Local, conducerea, respectiv doamna contabilă, să vină pe extrasul de cont de la trezorerie, cu ajutorul căruia noi vom ști cât s-a cheltuit în fine în luna respectivă. Pentru că, iarăși, se cheltuie. Cu extrasul de cont, la sfârșitul lor. Păi să zic, păi dacă... Dar și așa nu e extrasă de cont sunt în care voi mergi. Păi se pune la dispoziție. Uite că a trecut un an de zile, de când domnul Sumar la patru la bucată. Ce m-am acerut? Lasă că domnule, să vorbesc eu, oameni. Lasă că n-a spus ce ați votat la buget. Ce faceți pe extrasă de cont, domnule? Nu înțelegi că extrasă de cont, e așa o faci, dar pune niște cifre. Mă, așa e că din cauza ce v-am dat la bucată, la care puteți să vin. Nu, eu n-am chiar să mai ascult jignia dumneavoastră. Deci, eu propun... Eu mă retrag. Domnul primar, trebuie să mai stai două. Veniți la domnul. Am mai frumos, domnul primar. Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă. Deci, nu-i vorba de jignia. Nu sunt probleme. Eu propun ca la fiecare ședință, fiecare consilier, să aibă un exemplu din extras de cont al lunii anterioare luată la trezorerie. Chestiunea asta... S-a fost un destul de clar. Domnule, ce de să vezi la ce să mai... Da, să fac un proiect de hotărâre, nu? Nu. Să fac un proiect de hotărâre pe care să... Păi asta nu, domnule. Domnule președinte, să pune la vot dacă această problemă a mea cum să... Cine nu înțelegeți că... Reiniziați un proiect de hotărâre. Omul Dumnezeu, deja l-ați spus la vot. Cum adică o propunere nu poate fi și să fie trecută pe ordinea de zi? Veniți cu propunerea la următoarea ședință cu expunere din motive și atunci am pus propui acum ca să faci. Dar spune, dar nu știu, n-am voie să... Dar nu le dați voie să discutăm la diverse? Nu la diverse? Da, dar nu le spune asta. Păi și atunci ai iar pe râne. Nu înțelegeți că nu iese hotărâre. Hotărârea trebuie să ai numai... Deci este hotărâre în urma unei propuneri a fost inerat. Cum adică? Asta la mea ceva de trebuie să suntem care... Păi, dar trebuie să aduceți pe suport. Am zis să o aduceți pe suport. De ce? Nu trebuie să ai legea în urmă. Nu trebuie să deciziți o propunere unui consilier. S-a înțeles. Care a înțeles? Care a vrut să înțeleagă? Care a vrut să spune la vot. Așa de propunere. Dacă s-a vrut să-mi răspunde. Chiar și dacă o să puneți pe litig, cred că tot rezultatul este. Care? Deci tot o să vă prezinte extra suport. Zică poate. Așa și s-a întrebat. Da. Nu? Este o harabă mărere. Domnul secretar, aici ești de... Extrasă, da, că poți să ședința când vorbește consilierul, domnule. Că n-a zis că discutăm la da, divers. Da, și da, când da. Să vorbească domnul consilier Belore, pleacă de ședință. Timp de 13 ani a adus comuna asta de rând, nu s-a făcut nimic, domnule. Rețineți? 2000 de miliarde de lei a trecut prin mâna acestui primar. Și nu sunt... 2000 de miliarde. Ați auzit? 2000... Are fiecare
Din textul ăsta de cont, noi atunci vedem dacă au fost banii ăștia prezenți, cu ce s-au plătit. Nu, eu cred că toate prezentare de om. Da. Corect. Păi așa, pentru fiecare om. Și noi, când vedem anul, vedem să începem. Deci mai trece un an și nu se vede nimic acolo. Sau aș mă gândesc că, na, tot în acest timp, Curtea de Conturi a verificat în fiecare an legalitatea sumelor cheltuite. Apropo de Curtea de Conturi, aici s-a văzut și procesul verbal trebuie să fie invizibil aici. Domnul consilier Ciuvotan, domnul consilier Chelava, ți-a dat cuvântul, lăsați-a pe domnul Mimu. Mimu să vorbească, după aia mergem afară și vorbim că așa ne-au stăm în seara. Domnul, domnul, ce spui tine acolo? Domnul... Ești pe afară și m-am dat. Deci, eu sunt consilier și vreau să ți-o propun. Da, domnule, a două pe suport. Dar ce să vreau suport? Da. De ce? De ce să vreau? Domnule, haideți, vă rog. Dați-i vorba de două minute. Da, domnule, la vorba am ținut la mare. De asta de-aia mai tare din gură, dacă nu aveți pe suport. Domnule, a două pe suport, cum a zis, în suportare și o vreau pe care zi. Poate s-a auzat, iar pământul i-a vorba. Ați auzit, domnule? Într-adevăr, trebuie invitat șeful de obor. Că apar niște anomalii aici. Uitați, am caz concret. Ieță Prescoviț a solicitat să-i să marce niște arbori în fânaț. Și l-am subțit. Deci a venit inginerul ăla, zice, din Gurița. A fost, domnule, și pentru o fire, i-a luat 1.800.000, domnule, i-a luat 1.800.000, bă, da, i-a făcut de viz, nu știu ce. Și mai avea omul într-un teren două firi, că mai trebuie să mai dai și acolo 1.300.000, deci de viză plus marcarea. Trebuie să rămâne treaba cu șeful de opor, își bate jos de noi, domnule, dar pur și simplu. Acum, noi ne-a desfințat, da, ne-a desfințat asociația asta. Cel puțin plăteam și negociam prețul marcării, și, adică la marcării, la mazii. A pazii, reușit. Asociația proprietară de pături nu mai e. Acum trebuie să faci contract direct cu Ocolul Silvic. Nu mai poți prin asociație. Nu știți asta. Vedeți că nu știți? Degeaba. Eu știu că nu-i desfințată asociația, asta am zis. Băi nu, domnule, băi asociația nu mai are ceva valoare, pentru că faci contractere cu o bonus simplu, dar nu trebuie. Deci asociația izolată acum, asociația proprietară. Și acum problema este în felul următor, care a făcut o parte, a făcut contractul o parte, nu a făcut. Ei acum ne pun problema, zice, domnule, că nu ați făcut contractul, noi nu vă marcăm. Domnule, eu zic că ăsta e un abuz. În al doilea rând, exact cum a ridicat și problema domnul Ciubotar. Cu marcarea asta, cum să zic eu, cu vorbirea asta, bornatul ăsta, într-adevăr, îl face abuziv. Chiar la mine mi s-a întâmplat, mi-a fost pe un tron, înțelegeți, dacă a fost trei tufe de alunci și eu nu le-am curățat, ei s-au extins cu pădurea și mi-au ocupat, mi-au pus marcajul pe asta, pe drum, pe teren. Dar nu înțeleg, dar eu am terenul ăsta, eu l-am trecut la primărie, eu plătesc impozit pe fânațul ăsta și ei vor să-l acapareze. Bun, un aspect, un al doilea aspect. Ei ce se întâmplă? Ocupând tufile astea, deci automat, pe urmă zice, stai bă nea, să mă tai pădurii mai multă. Păi ia să vedem să-ți măsori și caută să-ți ia diferența de pădure, să-ți ia din pădure masivă și să-ți lase tufile. Ia să fac un abur. Acum ce se întâmplă? Comisia locală... Am zis milă de... Stăți un pic. Comisia locală știți foarte bine cum măsura cu aracul, cum știu ce, cu 56 de prăjini, era hectarul. De acum, ierici, că vin cu GPS-ul, ori, dar cum ați măsoară cu GPS-ul și îți ia la milimetru și, bineînțeles, la toată lumea iese mai mult. Și ei îți spun imediat, îți spun bornatul, îți bornează și îți ia din păduri. Dar noi nu trebuie... Așa e ca un grițelus acolo în pădure. Păi ce face? E lor, un fel de pădure. Dar noi nu avem un cuvânt de spus, chiar noi Consiliul Local aici nu putem să hotărâm, nu putem chema șeful ăsta de Ocol, să-i punem în vedere, stai nene, nu lăsa oamenii ăia, că majoritatea din case, e o cașcă de cășuneni care fac niște abuzuri extraordinari. Ei și-au împrejmuit pădurile care le plac lor, înțelegi? Și totul e izolat, tot le ținem. Tot timpul spune, nu ne iese suprafața, nu ne iese, dar nu ne iese suprafața, că nu ne iese suprafața. Și vor să bagi în pădurile. La ei nu mă s-au făcut GPS-ul. Poftim? La ei nu mă s-au făcut GPS-ul.
timp a venit inginerul. Când a făcut treaba asta, nu sunt autorizat. Când a venit echipa de Gimiescu, o fost de la Suceava. Noi nu știam unde e hotare, spun și unde a spus domnul Bărcină, acolo a fost Citescu. Ia de reper, bornele vechi, ia de reper. Nu! Cunoscut Bărcină, că ăla e Dumnezeu comunii văzut de acasă. Cunoscut Bărcină, acolo s-a făcut. A venit ăla și a făcut dreptul de acolo și pasta asta. Eu vă spun că noi am făcut amenajament la Pădurea noastră. Eu vă spun ce sunt acolo lângă mine, ce văd eu acolo. Haideți vă duc dacă nu sunt 56 de acolo. Încă o dată. În Pădurea cetățenilor, în foienile cetățenilor, pe stâlpii regiului, ce așa mai departe. Când a venit controlul, a zis că așa ceva n-a fost în igrere în țara asta, nici mai ingineri de la Suceava. Și că măcării cu față ce aici. Dacă nu-i mai înțelege viața în urmă. Smart, da. Pe fiecare. 1.300.000. Lăsați-o pe domnul mie, vă rog frumos. Problema trebuie să lămurim. Ori mergem pe principiu, mergem, revenim cum a fost cu asociația, negociem baza pădure, plătim tot prin asociație cu contract, ori dacă nu, că noi pe noi acum ne-a care să duc la contract, care pot să duc să facem contract cu ei, direct, ca să ne trebuie să rezolvăm problema asta neapărat. Trebuie că lumea acum să înceapă, vrea să mărge. Noi acum nu știm, dar ăștia care au făcut contractul acolo, nu merge la marca. Bine, să vedem să lămuri treaba. Putem merge cu toată ceea ce am continuare să vedem cu altceva. Șeful de acolo la următoarea ședință, domnul secretar, la următoarea ședință, șeful de acolo. Trebuie să vină aici, șeful de acolo. Vă rugăm mult. Negociem și prețul, nu jumulește așa. Păi la prins pe Priscoviții, de 1.800 zi mărci, 3 zi în baza opirii. Păi nu e posibil. Deci abuzuri mari. Dacă prin absurd, de exemplu, măsoară ei conform cu GPS-ul lor, dar problema este că ei nu sunt autorizați să face cadastru. De exemplu, acum eu nu știu, a zis domnul primar chiar și cu noastră, că o să fac cadastrarea, că o să fie, nu știu ce, cu stat, cu nu știu, cu subvenție. Dar când o să fie asta? În 2050 nu mai suntem noi ăștia bătrâni, că nu mai existăm. Când se face? Că eu am ascultat la antena satului, acolo, și la pădurii trebuie, nu? Și toată lumea, chiar mulți primari aveau cuvânt acolo și spunea, domnule, ne întâmpinăm greutăți, că nu ne soluționează și nu știu ce. Păi speranții nu este. Și acum să facem primari banii noștri, îi costă foarte mult. Cam atât, da, domnule. Dacă... Sunt întrebare, domnule consilier, vă place cum arată domnul județean? De la Ciurnea până la scutare? Marcaj nimic, nu câți ani? Asta vreau să domnul Pice, dacă știe ceva, nu vreau să știe ceva. Marcaj? Gela. Da? Podețul ăla e firea. Îl strică. Am întrebat, domnule, dacă mie îmi strici podețul, nu-l faci? Nu, că nu se plătește ca să-l faci. Da. Atunci nu mi-a stricat. Acolo te roagă, nu intră spre gardul meu, s-a făcut apa, uite așa. Dar un pic să lăsa în gardul. Bătrânii din Pârgulești. Copiii, majoritatea mea, acum la școală. Majoritatea mea, de mașini. Drumul de la Miu. Până la postul, s-a gustat, șanțul ăla nu mai fost curățat. Dar și capătul de pod aici, așa e. De
Avem DPP Otrone, care este, este firma căpută. Nu, consilier, știți care e problema? Este și o datorie cetățenească a ta să-ți cure șanțul în fața dată. Asta e adevărat. Da? În fața proprietății tale, din fața datorului, măcar atâta poți să-ți cure și șanțul. Să-ți îl faci și să-ți cure să-i ești un consilier Iordache. Doamna Iordache. Aveți ceva de spus la reversie? Până așa de ziua sunt cheie. Și aici, în cheie, vă spun sănătate și mărire.